Se complică lucrurile în cazul crimelor de la Caracal, după ce, de o lună, anchetatorii caută probe în casa criminalului Gheorghe Dincă privind moartea tinerelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Acum se pare că este vorba despre o a treia victimă, scrie Digi24.ro. Au fost găsite noi obiecte în mașina bărbatului, lucruri care nu au fost recunoscute de părinții celor două fete. Pentru a înțelege cui aparțin acestea, au fost trimise la Institutul Național de Criminalistică, urmând să se stabilească dacă probele ADN se potrivesc cu cele ale Alexandrei sau Luizei, ori se pune problema unei a treia victime. Între timp, Institutul Național de Medicină Legală a anunțat astăzi că vor fi refăcute testele în cazul fragmentelor osoase găsite la locuința lui Dincă și în pădurea din apropierea casei. În acest sens, se continuă efectuarea testelor și procedurilor fizico-chimice antropologice asupra fragmentelor osoase. Totodată, pentru a completa datele medico-legale în interesul justiției, se desfășoară un proces de reeșantionare și de reluare a analizelor ADN, proces care va continua chiar dacă materialul osos avut la dispoziție este în stare avansată de degradare, apare în comunicatul INML. Căutările la casa lui Dincă au continuat și astăzi. Anchetatorii au scanat pereții locuinței cu un aparat performant pentru a vedea dacă bărbatul a ascuns probe acolo. Tot astăzi au continuat și audierile la Caracal. Vecinii lui Dincă au fost chemați la poliție pentru a spune tot ce știau despre bărbat.